Bună ziua, dragi prieteni! Ne aflăm în comuna Telorman, comuna, localitatea Telormanul, lângă Alexandria, cam la 10 km. Niște domni înființează o cultură de test de aronia, cam 200 de aronia. Și facem o plantare cu plante la ghiveci, plante la ghiveci. Se scoate, ați văzut, din ghiveci, se taie primul rând un centimetru din rădăcini, pentru că acolo rădăcinile au fost circulare, și pentru a direcționa rădăcina să se ducă în jos, îi tăiem partea de jos, 2 cm. După care avem nevoie de apă. Aduceți-mi și mie puțin gunoi de graște. Apă. Punem apă în groapă, atât. Așa. Un cancioc, o lopată mică, de puneți-l pe tot, de gunoi de grajd, și pământul care s-a scos mărunțit se amestecă în așa fel încât să facem o compoziție destul de groasă. Mie îmi place să fac o asociere cu coca de pâine, să fie atât de groasă încât ghiveciul să stea pe compoziție. Planta, de obicei, e bine să o băgați cel puțin 4-5 cm mai jos decât este ea, deoarece aronia are nevoie de cât mai mult lăstar să crească stil tufă. Și cu cât o băgăm mai jos, o să lăstărească mai mult. Se pune planta, compoziția e cam moale, mai adăugăm puțin pământ. După care am băgat planta. Așa, stă fără probleme. Tragem pământul mărunțit la loc, în groapă, de jur împrejur. Se calcă cu picioarele bine, de jur împrejur. Eu am făcut puțin cam moale compoziția, dar dumneavoastră o faceți puțin. Se calcă să nu prindă aer, da? Bun. Cam atât, da? Acum udăm din belșug. Dă-i mult apă noi. Chiar dacă afară este umiditate mare, tot timpul udat. Atât. Mai venim după o jumătate de oră și mai udăm o dată. Aici se vor face 400 de arbuși de aronia de test, v-am zis. Puteți veni când veniți dinspre București. Șoseaua Alexandrei, în localitatea Telormanul. Telormanul se face stânga de pe E70. La cam 70 de kilometri. Face stânga. Sau o să punem noi numărul de telefon să-l sunați pe domnul să vedeți fructele la anul. Pe data viitoare cu alte detalii despre alte plante.